Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. De la ora 19 la Godocafe Teatru se pune în scenă piesa Dragoste și căpșuni. Aceasta explorează diferite teme, printre care și inutilitatea legăturilor care se bazează doar pe dorință și pe versatilitatea comportamentului uman, arătându-ne cine suntem de fapt și cum ne modificăm în funcție de persoana cu care intrăm în contact sau de momentul în care ne aflăm. La Teatrul Național București, în sala studio, de la ora 19 puteți urmări piesa Hoți. Producția aduce în fața publicului viețile a 12 oameni, dramele lor, gândurile și frământările, fragila comunicare dintre cupluri, vechi sau nou formate, dintre mamă și soră, dintre doi potențiali iubiți, toate spuse într-o manieră foarte hilară, cu fine inserții de dramatism și patetic. De la ora 20, Teatrul în Culise vă invită la Clinica Sinucigașilor, un spectacol clocotitor care ironizează boala secolului, depresia. Clinica Sinucigașilor este deschisă pentru toți cei care sunt măcinați de neliniști interioare, pentru că aici totul se sfârșește. Moda depresiei este înlocuită de un nou trend, plecarea către lumi mai bune și mai frumoase. Haz de necaz și probleme cotidiene tratate prin ochii divertismentului. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!